Cele mai faine și ieftine jocuri le găsești pe eneba.com. Dacă folosești codul ExcelerTV, primești 3% reducere din partea mea. Link în descriere. Hai, salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de Farm Simulator 20 pe acest canal. Ei bine, fraților, am venit aici cu primul episod după ce am recuperat harta, pentru că știți și voi că o pierdusem. Am făcut ieri un episod în care v-am zis că am recuperat-o și suntem aici în ferma noastră. Bineînțeles, nu știu ce mai e pe aici, pentru că nu mai aduc aminte bine cum era pe aici, ce cumpărasem, cum făcusem, dar o să ne uităm chiar acum pe terenul, peste tot, să vedem cum este. Și nu uitați să lăsați un like, pentru că o să vină episoade de genul acesta de acum încolo, o să mai vină cu seria asta, pentru că mă bucur foarte mult că am recuperat-o și am văzut că și vouă v-a părut bine. Aici avem Ravenport. Cred că e un, am mai zis chestia asta, asta este un, cum să spun eu, un easter egg din ăla cu harta din FS19. Tractoarele sunt lăsate peste tot. Nu știu de ce le-am lăsat așa, dar nu prea am să le parchez. Să dăm puțin mai încet. Și da, nu a rezolvat cu sunetul, nu știu dacă se mai aude buzăit pe ecran. Sper să nu. Nu știu unde să las tractoarele astea, să le parchez pe toate, pentru că ați văzut și voi că nu prea am unde să le parchez. Sincer, nu știu unde să le țin. Bun, hai să ne uităm la terenuri. Așa, deci avem pe terenul 1, 2, 3, 4, avem soia. Pe 13 e, cum îi zice, combinat de speclă. Așa, pe 6 ce avem? Oat pentru cai și pe 5 barley. Bun, deci avem pe toate terenurile astea pus câte ceva. Fertilizate sunt toate, cred, da, toate sunt fertilizate și sunt toate în creștere momentan. Deci timpul nu știu pe ce îl avem, sper să-l avem pe normal, da? Și da, eu mă joc pe lău pentru că am mai zis chestia asta. După cum vezi, merge bine momentan, nu știu, înainte știți că aveam lag, acum merge bine, nu știu care e faza. Dar da, bun. Hai că s-a încărcat și asta. Și băieți, m-am gândit să fac o chestie. Și cred că o să fac chestia asta. O să luăm în episodul de azi. O să cumpărăm un, încă o combină din asta de sfeclă, o luăm pe cea de la Holmer, să avem pe amândouă, pentru că pe terenul ăla, mi-a zburat, mi-a plecat limba la plimbare. Pe terenul ăsta, vezi și voi cât de greu recoltează combina asta și nu știu ce să zic, e cam greu, sincer, până termină. Are foarte, foarte mult de lucru. Și asta are o problemă, hai să vedem dacă pleacă. Sunt curios dacă pleacă combina. Dacă nu pleacă, o vindem și ne luăm Holmer. N-am ce să-i fac, pentru că trebuie să mă chinui așa mereu cu ea. Și dacă aveam două, puneam una din capătul celălalt și una de aici. Dar nu pleacă. Uitați cum face. Mergem aici la Vehicles. Și m-a întrebat cineva de unde se vând vehicule. Intră aici la meniu, la Vehicles, și aici le vinzi. Așa. Ropa. 200.000. O vindem, băieți, că n-avem ce să facem cu ea. A, nu pot să o vând că e în lucru, cum ar veni. Bun. Vehicles. Și avem aici ropa. Sell, ropa sell, așa, intrăm frumos aici, la, stați puțin aici la Bit Technology, cât am dat pe ea, 375, și astea dacă le-am luat, am dat cam 1.000.000, una, două, una, gata, băieți, nu mai avem bani. Aie, măcar o să facem producție, zic eu. Hai să mergem și le vedem și noi aici.
tractorul ăsta îl țin aici pentru că nu prea am să le țin, după cum v-am zis. Hale nu avem. Așa că stați cu ochii pe canal pentru că o să vină, după cum v-am promis, niște episoade din alea șmecheri. Mama, am întors header-ul invers. Am pregătit pentru voi niște episoade faine cu FS20 și cu FS23, adică viitorul FS23. Nu s-a anunțat încă, dar o să vină un episod în care o să discutăm despre el. O să vorbim puțin despre toate chestiile, pentru că s-a lansat FS22, de acum sperăm să se ocupe și de FS23, dacă așa o să se numească, bineînțeles, și sperăm. Se înclină foarte mult, asta se bălângă-ne așa, nu știu cum să spun. Hai să o punem de aici. Gata, asta merge, n-are nicio treabă. O luăm și pe cealaltă. Deci băieți, am rămas faliți. Sincer, nu mai știu de ce am luat remorca de cai. Că vreau să cumpăr cai sau nu știu care era faza. Pentru că n-am mai jucat de ceva timp pe harta asta, cred că de câteva săptămâni. Pentru că v-am obișnuit cu roleplay și o să vină și roleplay-ul în zile următoare. Nu știu cum o să postez clipuri, pentru că o să trebuia să filmez niște clipuri în avans, deoarece nu am timp, pentru că na, facultate și chestii, și acum că vine și 1 decembrie și chestii de genul, o să mă duc și eu până acasă la părinți și acolo nu o să pot să filmez, vă dați și voi seama, mă duc să mă relaxez puțin și o să filmez în avans și o să tot o să vedeți clipuri pe canal, dar nu o să fie filmate cum e acesta în aceeași zi și să-l și-l postez, știți? Cum v-am obișnuit și în trecut. Bun. Și le lăsăm să lucreze aici pe ambele, pentru că edita mai terenul. Asta văd că a lăsat aici o fâșie așa, dar nu contează. Cred că o să trebuiască să stăm cu ambele tiruri pe aici, pentru că e jale. Și trebuia să facem încă o chestie. Stau puțin să vedem noi. Combinele sunt în regulă, parcate. Cred că o să vină remorca asta și o să luăm una mare la fel. Dar nu știu care e. Nu e Hallmark. Asta cred că e. Nu, nu e ce, asta nu e. Asta nu, crampi. Bun. Și cumpărăm tot una din asta mare. Noi pe care o avem pe asta. Asta are 60.000, asta are 56.000. Știu, aș lua și una de asta să văd cum este. E mai mare cu 4 tone asta, cred. Da. Și e mai scumpă cu 6.000. Aș încerca o și pe asta să văd cum e. Dar hai să o luăm tot pe asta, că na. Așa. Mai avem 280.000. Bucuțele nu știu cum sunt. O să ne uităm imediat. Aici avem o și acolo, e o remorcă. Doamne, cât de dezordonată e ferma pe aici, nu știu. E super nașpa, dar poate rezolvăm pe viitor. Nu știu. Știu că mi-a zis unii dintre voi să facem parcări și chestii, dar nu vreau să copiez alte persoane după YouTube. Pentru că știu că am mai făcut și aia să nu zică lumea, ai copia pe ăla, ai făcut aia, nu. Vreau să fie tot în regulă și... Bun, hai că le avem pe ambele acum la fel. Avem aici tirurile. Și unul o să trebuiască să-l țin pe partea cealaltă pentru că o să aibă nevoie combina aia. Astea o să se umple probabil mai greu pentru că sunt puțin mai mari. Asta
să mergem așa. Vreau să mă uit puțin la pe shop, dar mă uit imediat. Bun, bun, bun. Și sper că să vă placă episoadele care o să vină pe canal în viitor. Adică săptămâna asta și săptămâna viitoare. Bun, hai să vedem. Avem aici ropa, care are 700 de cai, dar pe mine mă interesează capacitatea 30.000, 45. Da, deci are cu 15.000 mai mult, deci contează. Și e mai slabă la cai, dar na, e 6x6, asta e 4x4. Nu știu aici care e faza. Jos aici cu faza ăsta e 6x45. Nu știu. Probabil e compatibilă. Bun, băieți. Lăsăm acolo combinele să lucreze. Și hai să ne uităm puțin la văcuțe. Așa. A, deci avem mai apă la ele. Trebuie straw, hay, grass. Deci trebuie să punem pe un teren. Hai să ne uităm puțin la ele. La terenuri. Deci trebuie să punem niște grâu ceva, nu știu. A, dar trebuie să dau timpul pe rapid, cred că, băieți. Aici nu e crește. Da, este totul în creștere. E în primul stadiu, cred. Și da. 80% una dintre combine. Aici care e faza? Aici e în creștere, e bine. Și nu știu ce vreau să fac, nu mai țin minte, dacă știți voi, cred că vreau să cumpăr cai, de aia am luat remorca. Aici ce avem? E ceva... Dar arată bine. N-am văzut niciodată chestia asta în creștere. Aici cred că aveam pentru cai, că nu mă înșel. E out, da. Așa, băieți, cam ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Sper să-i aplaudeze clipul până la, adică să-l aplaudez până la 6. Dacă nu, dacă l-am aplaudat mai târziu, îmi pare rău. Și cred că o să continuăm cu încă un episod după acesta. Adică o să facem o continuare. A, s-au umplut ambele. Și o să vedeți progresul în continuare la următorul episod. Așa că stați cu ochii pe canal. Dacă vă place seria asta, să o continuăm cum am făcut în trecut, adică băgam acolo la playlist cât mai multe episoade. Mamă, băieți, ne-am dus. Să-mi spuneți în comentarii, abonați-vă, lăsați acolo un like, activați clopoțelul pentru că este cel mai important. Și bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canalul secundar, știu că n-am mai postat de mult, dar sper ca pe viitor să vin și acolo cu episoade. Pentru că am o hartă pe care vreau să o prezint, dar n-am avut când și mi-e cam frică așa să mai dezinstalez jocul iar. Pentru că acum am și mapa de roleplay, am și mapa asta și da, uite ce plină e. Bun, băieți, cam ăsta a fost episodul, să aveți o zi faină sau o seară bună în continuare. Probabil o seară bună pentru că de obicei postez seara. Și până data viitoare v-am salutat și numai bine. Pa, pa!